Jocuri de gaming acum pe G2A, link în descriere. Salutare tuturor, astăzi o să vă prezint setup-ul meu audio în care am investit o grămadă de timp, nervi și bani și a ajuns într-o formă finală, aș putea spune. Setup pentru care îmi puneți destul de multe întrebări, mai ales cei care se apucă de stream și vor să aibă și ei două calculatoare cu care să facă stream pentru că este mult mai profi ca să spunem așa, pentru că sunt anumite avantaje și în acest videoclip o să vă explic fiecare componentă din setup ce face pas cu pas. Nu o să mă grăbesc absolut deloc, va fi un video foarte lung, așa că vă rog să vă luați o cafea și să vă puneți pe canapea și să discutăm. Înainte de a începe, aș vrea să vă reamintesc că puteți folosi codul OneFlash, adică fix numele canalului la absolut orice comandă pe PC Garage și vă mulțumesc dacă îl folosiți pentru că vă ajută și pe voi și mă ajută și pe mine. Bun, cu ce să începem? O întrebare primită foarte des este de ce folosești două focus uri sau de ce ai două focus uri și o să vă răspund la întrebarea asta chiar acum. Focus urile le folosesc pentru că am început cu un singur PC, cu un PC mult mai slab, nu aveam configurația pe care o vedeți acum și aceea era soluția mea pentru un microfon, adică prin Focusrite duceam sunetul dintr-un microfon de studio în PC. La un moment dat, unul dintre Focus a avut niște probleme foarte mari cu driverul. Am crezut că s-a stricat. Am luat altul cu ajutorul abonaților și mulțumesc frumos lui agresiv, să știi că nu te-am uitat. Uh, cu ocazia asta, l-am luat pe al doilea. A stat primul pe bară. S-au făcut niște update-uri după l-am mai testat și am zis: "OK, acum merge, nu mai e stricat, nu nu mai face figuri." Am rămas cu el în casă și am zis că decât să-l vând pe aproape nimic, mai bine îl țin și într-un final am ajuns la setup de două PC-uri unde am zis că dacă tot am două Focusrite-uri hai să le folosesc pe post de plăci de sunet, putem spune, pentru că sunt mult mai calitative din punctul meu de vedere decât placa de sunet integrată de pe o placă de bază obișnuită. Cam asta este răspunsul, deci ele cele două focus lighturi folos, uh, le folosesc în momentul acesta pe post de plăci de sunet. Din ele iese sunetul din fiecare PC către mixer și în ele intră microfonul către fiecare PC din mixer. Dacă tot am ajuns să zic mixer de 100 de ori până acum, nu chiar, um, pot să vă spun de la bun început că mixerul este. Piesa de rezistență din acest setup. Și ca să înțelegeți ce face mixerul pur și simplu rutează și separă niște sunete. niște pachete cu sunete, să le numim așa. Adică, microfonul, un PC, celălalt PC, discordul și așa mai departe. Și le redirecționează ori împreună, ori separat în funcție de cum aleg eu, către o destinație și anume o ieșire. Mixerul ăsta este, ați putea spune, un pic overkill pentru acest setup și, într-adevăr, este, să spunem, un pic overkill dacă am fi mers pe principiul investiție minimă și anumite sacrificii. Uh, am ales acest mixer în principiu ca să îmi rămână uh, una, două, trei intrări în el stereo pentru că aceste linii uh, nu sunt uh, stereo, sunt nu știu, că mono, dar mă rog, single channel uh, și pentru acest buton care îmi permite să aud monitorele de studio, adică boxele, separat, individual, față de căști, adică față de cum era înainte să pornească, când dau drumul la volum, și boxele și căștile în același timp. Acum căștile sunt pe un anume canal, iar monitorele sunt pe alt canal sau alt knob de acolo, alt potențiometru. Și pot asculta muzică doar în căști, fără să se audă în boxe și așa mai departe. Mai pe românește, dacă nu aveam funcția asta, trebuia să le scot din priză de fiecare dată când nu le foloseam sau să deconectez un cablu, pentru că s-ar fi auzit CSU, de exemplu, când joc CSGO, atât în căști cât și în boxe și nu ar fi fost ok pentru voi, pentru că ați fi auzit un sunet uh, captat de microfon ce se întoarce din boxe. Bun, deci cam asta face mixerul și o să vă arăt fiecare intrare pe care o am, fiecare ieșire, să vă zic cum se întâmplă treburile, de ce aveți nevoie. În principiu, cred că acest videoclip va fi folositor pentru cei care se apucă de um, aș face un setup dual PC. Bun, um, da, cum, 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 cum spuneam hai să vedem cu ce să începem să începem cu intrările în mixer ce intră în mixer și o să încep de la calculatoare mixerul fiind um, USB varianta cu procesor de sunetare USB celălalt nu are dacă nu mă înșel nu sunt 100% convins dar este posibil cel puțin la alte firme ca la Beringer, așa sunt modelele la ei, dar USB-ul este conectat la PC-ul de stream. Linia de USB este aceasta și după cum vedeți voi, am aici notat pe fiecare canal ce sursă vine. Și anume, pe USB vine Discordul, deci tot ce iese pe USB din PC-ul de stream de sus, mamă, cât profei acolo, acum văd pe filtre. Um, tot ce vine ajunge aici pe acest fader. Vreau să dau discordul mai încet și doar discordul mai încet, îl dau de aici mai încet. Hai să-l punem la loc. OK. Mai departe. A doua ieșire uh, din PC este sunetul propriu-zis. Sunetul care ar ieși din PC-ul de stream dacă aș băga o pereche de căști în placa lui de sunet și anume în Focusrite în cazul de față pentru că este folosit ca și placă de sunet. Ajunge aici pe linia de stream PC pe canalul 11 12 pentru că e un canal stereo și de aici controlez tot ce vine din streaming PC. Dacă am nevoie să dau mai încet, dau mai încet, dacă am nevoie să dau mai tare, pot să dau mai tare, deși nu e indicat să treci de nivelul 0. Toate reglajele făcute de mine sunt făcute în așa fel încât totul să se audă perfect echilibrat atunci când faderele sunt pe 0 și în principiu de acolo mai reglez dacă intră cineva care se aude mult prea tare pe Discord pot să dau repede faderul un pic mai jos, poate 10 decibel poate mai puțin, poate 7 jumate poate habar n și îl dau mai încet Bun um, Gaming PC, aceeași poveste ca la Streaming PC, exact identic ce iese din placa de sunet din PC-ul de gaming ajunge aici și după cum vedeți mai este un canal pe care l-am sărit și anume canalul de muzică. După cum auziți în momentul acesta nu se aude muzică și by the way, scuzați dezordinea care e aici, am jos și o tastatură care este <laughs> desfăcută și mă rog, tastatura de pe Instagram în care s-a vărsat cafea și am desfăcut-o. Tastele sunt aici, spălate, dar din păcate până nu iau ceva pentru a unge switch-urile, nu mai am ce să fac cu ea pentru că a intrat apă în toate switch-urile și s-a dus tot uh, uleiul, sau mă rog ce avea switch-ul el pentru lubrifiere. Uh, ok. Această linie După cum vedeți m-am dus până la plus 10 decibeli și să zicem că nu distorsionează nimic în momentul acesta, dar asta este linia de muzică, asta este o linie trasă din PC-ul de gaming în care băgăm muzică pe live și când băgăm muzică eu pot alege dacă o trimit în live sau o trimit în căști sau nu o trimit nicăieri și așa mai departe. Dacă vreau să nu mai aud muzica în căști, pur și simplu o să apăs pe stereo, dezactivez butonul stereo și dacă aș deschide acum obiesul, în obies s-ar vedea că se aude muzica și în căști nu s-ar auzi deloc, apăs la loc, se aude din nou. E o bucată mai silent, ok? Cred că acum se aude. Um, după cum vedeți, sunt câte 3 butoane pe fiecare canal, pentru că acest mixer are 3 ieșiri, și anume, o ieșire stereo, așa se numește pe acest mixer, pe alte mixere este main, și două subgrupe, adică, iarăși, încă două ieșiri care sunt Cam la fel cu cea stereo, doar că se numesc subgrupe. Și în principiu singura diferență este că pe stereo pe această ieșire mufele efectiv, ieșirea asta este amplificată cu plus 4 decibeli față de subgrupe, dar asta nu este o problemă. Ok, despre ce să vorbim în continuare. Dacă nu mai vreau să aud muzica, nu o mai aud. Dacă vreau să nu o mai trimit în live, nu o mai trimit în live prin apăsarea unui simplu buton. Mixerul ăsta îmi permite să fac toate chestiile astea având atâtea ieșiri. Dacă nu ar fi avut atâtea ieșiri, ieșiri separate, nu aș fi putut să fac acest lucru. De asta am zis că poate spuneți că acest mixer este overkill sau ceva de genul ăsta, dar acest mixer are toate ieșirile de care am eu nevoie, încât să nu fac improvizații, în sensul că să pun muzica pe live direct din OBS sau ceva de genul ăsta. Pentru că, da, pe live e aceeași experiență, dar pentru mine, pentru mine unul, nu e aceeași experiență. Pentru că dacă vreau să încep să Mă destrăbălez pe aici, pot să îmi bag și eu muzica în căști, să aud și eu, mă rog, era deja băgată, o aud și eu și e total altă experiență, aud și eu ce auzi și voi și așa mai departe. Și totodată pot controla, efectiv, că da asta se numește mixer, că mixezi mai multe sunete, pot controla la ce nivel să se audă fiecare chestie. Alt lucru pe care îl pot face cu acest mixer și nu aș fi putut să uh, fac cu un mixer mai micuț este faptul că eu îmi aud microfonul în căști eu când vorbesc îmi aud vocea în căști și se aude în timp real exact în timp ce vorbesc eu fiind un mixer analog și nu există procesare nu știu pe care, care să fie făcută de un soft sau ceva de genul ăsta o aud în timp real, 100% real, adică nu există niciun pic de delay și se aude ca atunci când vorbești, ca exact acum când vorbesc cu voi în video și mi-aud vocea că vorbesc la mine în cameră și așa mai departe, exact așa se aude și cu căștile pe cap, doar că este un plus că auzi în căști și auzi ce iese din microfon, adică nu este un delay care să mă încurce pentru că da, nu știu cine ar putea să vorbească uh, dacă își aude vocea din Windows. Când dai să-ți asculti uh, microfonul să-l auzi în căști din Windows, ați văzut că e delay-ul ăla de aproape o secundă și te încurci, nu mai nu ai cum să vorbești, nu mai ai cum să spui Uh, nimic, <laughs> cel puțin eu eu nu pot, eu nu pot și foarte mult lume care am vorbit nu poate să vorbească dacă se aude cu delay Anyway, um, aici avem o intrare de microfon în care vine microfonul, um, de fapt aici vine DBX-ul care este procesorul de microfon, deci nu mai este semnal de microfon, este semnal de linie, uh, dar mă rog, intrăm în detalii mult mult prea mari a, și cam atât aici urmează să vină microfonul Irinei sau un al doilea microfon dacă vreau să înregistrez ceva dintr-o altă parte a camerei pe viitor când o să mai am un microfon disponibil, iar cum am spus 2, 4, 6 a, avem um, câte um, mă rog, 3 canale stereo care sunt disponibile, adică ce pot eu să fac în momentul ăsta este să îmi aduc laptopul trag un cablu de la jack-ul laptopului până în mixer, care se face Y, stânga-dreapta, și stânga o pun în 3, dreapta o pun în 4, iar atunci, fiindcă astea sunt canale mono, va trebui să dau drumul la muzică. Dacă vreau să pun muzică de pe laptop, să spunem, și să o aud în căști, va trebui să dau drumul la ambele canale deodată, în paralel și să. Asta e partea nasoală. Trebuie să le țin la același nivel ca să se audă și în stânga, cât și în dreapta, absolut identic, și totodată dacă voi face chestia asta de aici voi muta uh, fiind un buton de uh, balans pan. Aici voi muta pe stânga, aici voi muta pe dreapta, adică linia asta se ducă doar în partea stângă, linia asta se ducă doar în partea dreaptă, pornesc canalele bineînțeles, umblu la gain dacă este nevoie de gain, de amplificare și așa mai departe. Hai să le punem la loc și v-am explicat. Pare o chestie foarte mare, foarte overkill, dar când te gândești mai am doar o intrare de microfon, bine, mă rog, mai multe intrare de microfon, pot să pun și 4... Uh, poate chiar 6 microfoane, de unde, cine Dumnezeu folosește 6 microfoane, că nu suntem radio sau ceva de genul ăsta și oricum la radio ar fi fost total alte echipamente audio mult mai scumpe și mai sofisticate, dar cam asta e ideea, mai am trei linii disponibile adică pare un mixer pe jumate nefolosit dar de fapt mai are trei canale stereo nefolosite ca să spunem așa, bineînțeles și reglajele de egalizare sunt egalizare, equalizer, nu știu dacă egalizare este în română um, vor trebui făcute în paralel pe aceste două canale dacă vii cu muzică, bineînțeles că nu vrei mai mult bas în casca stângă decât în casca dreaptă uh, dacă vă faceți reglaje nu vă faceți după cum vedeți la mine sunt toate pe da, sunt pe centru pe zero, ăsta nu este de reglaj, este de selectarea a frecvenței pe care să o regleze butonul de medii, adică 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 um, ăsta cred? Da. Hai uh, uh, medii și ăsta este frecvența Asta este controlul pe medii și asta e controlul pe joase, să nu face nimic. Nu vă faceți reglaje la modul, bă, vreau mai mult bas în voce, bam, maxim, niciun caz, în niciun caz, reglajele, dacă am avut vreodată reglaje făcute și am avut reglaje făcute din mixer, după ce ieșea microfonul din procesare, erau ceva de genul milimetrice, la modul ăsta, în niciun caz, așa sau așa, no, never și pe alte, la fel tot câte puțin reglajele de genul ăsta se fac foarte 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 fin sau foarte brutal numai dacă e chiar o problemă undeva și nu ai în alte deloc deloc și sau de uh, super super mort uh, microfonul sau habar n-am ok um, am cam vorbit destul despre mixer ce este foarte important de știut uh, când aduci sunet dintr-un PC sau din orice orice am testat eu uh, PC-uri mai ales și cred că și telefon, parcă am testat la un moment dat uh, din telefon s-ar putea să nu, s-ar putea să greșesc dar ce vine din Focusrite cel puțin și ce vine din plăcile de sunet trebuie neapărat să treacă prin niște filtre niște ham destroyere, sunt niște cutiuțe care sunt băgate pe sub birou și nu știu dacă am cum să vi le arăt sunt astea. Am patru în momentul ăsta la număr pentru că fără ele nu se poate, nu se poate. fiind un semnal digital, cred, sper să nu greșesc. Anyway, știu că la trecerea dintre analog și digital sau ceva de genul ăsta se creează niște zgomote dubioase. Zgomote dubioase în sensul de zgomot de fundal, un băzăit electric sau ceva de genul ăsta de care nu ai cum să scapi fără acele filtre alea de sub birou. Ăla este un, un filtru, o cutiuță este 90 sau 100 de lei ceva de genul acesta și fără ăla nu ai cum să aduci sunet. De asta v-am recomandat tuturor celor care mi-ați uh, pus întrebarea despre mixer și cât vă costă și așa mai departe. Trebuie să fac aici o paranteză când editez videoclipul pentru că am uitat să-mi continui ideea. Celor care m-au întrebat ce le recomand pentru un setup dual PC ca și sunet, uh, le-am recomandat uh, de ceva timp, de când a apărut pe piață, Go XLR. Pentru că este o soluție mai ieftină, mai plug and play, nu atât de profesională din punctul meu de vedere, pentru că funcționează doar atunci când ai PC-urile pornite și dacă vrei să folosești setup-ul tău audio atunci când nu ai PC-ul pornit, nu prea poți. Bine, este dedicată streamingului. Este făcută strict pentru streaming și, -și face treaba foarte bine la capitolul ăsta, da, da, dacă vrei un setup audio complet și complex, nu prea poți să folosești un Go XLR din punctul meu de vedere, iar eu oricum prefer analogul, dar dacă vreți o soluție mai ieftină decât toată nebunia asta, strict pentru stream, pentru un setup cu două PC-uri, puteți merge liniștiți pe un Go XLR, eu nu am testat-o sau nu l-am testat, Uh, dar uh, e foarte mișto, foarte interesant, fadere motorizate nebunii, găsiți o grămadă de review-uri pe YouTube despre el. Hai să continuăm. Cablajul costă uh, cât un mixer sau poate chiar mai mult, depinde ce mixer e. Un uh, mixer cu care să trimiți sunet în uh, PC-ul de stream către stream, să auzi ambele pc să ai un singur microfon la două pc să poți face toate acestea, este undeva pe la 7-800 de lei și totodată să te poți auzi și în căști, dar pe acela nu vei putea uh, pune muzică pe fundal fără să o auzi tu, adică nu vrei să mai auzi muzică că ești în meci, va trebui să oprești și de pe stream, dacă nu mă înșel. Doar dacă faci ceva combinație cu auxiliarele care din câte știu eu nu mai sunt de aceeași calitate ca și liniile principale de pe mixer. Din, din auzite zic asta, nu știu, s-ar putea să greșesc să fie uh, tot de o calitate audio foarte bună și auxiliarele, deși mă îndoiesc că ar fi așa, pentru că oricum alea sunt mono. Uh, da. Ce să... cum să... O mai dăm noi în acest video ce despre ce să mai vorbim? Um, microfonul, microfonul, microfonul pleacă de aici. Cablul din microfon intră în Dynamite care este un mini amplificator care se folosește de phantom power. Este un microfon dinamic, adică este o capsulă și o să facem mai multe videoclipuri despre microfoane, dați subscribe dacă vreți să vedeți, uh, va trebui să am uh, măcar un microfon în plus pentru comparații și așa mai departe dar ăsta e un microfon dinamic nu necesită putere absolut deloc uh, are o capsulă care uh, din vibrațiile din cameră sau mă rog de unde înregistrezi tu uh, transformă vibrațiile în uh, sunet în semnal iar semnalul trebuie amplificat foarte 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 mult fiind un microfon dinamic și mai ales microfonul acesta în principiu cam toate microfoanele dinamice au nevoie de amplificare foarte mare pentru că semnalul este foarte încet e, nu știu, se aude încet ca și cum ai vorbi în șoaptă și atunci are nevoie să fie amplificat foarte tare amplificatoarele din ziua de azi chiar și asta nu oferă destul de mult gain, destul de multă amplificare. Gain-ul înseamnă amplificare um, pentru un microfon de genul ăsta. Pentru că în ziua de azi amplificatoarele uh, sunt gândite pentru microfoane condenser. Adică microfoane care necesită undeva pe la 20-30 de decibeli de gain și cam atât. Pentru că sunt microfoane ce necesită phantom power, adică au un, funcționează pe principiul unui condensator sau ceva de genul acesta. Din nou nu știu să intru în detalii foarte tehnice legate de microfoane, dar o să, o să mă interesez despre cum funcționează dacă vă interesează microfoanele condenser. Anyway, au nevoie de plus 4.8 de volți și um, semnalul este mult mai puternic. Acesta fiind un semnal slab și echipamentele din Ziua de azi nu mai au 80-90 de decibeli de gain curat. Efectiv ai nevoie de un ajutor. Și asta e un ajutor. Asta se folosește de cei plus 4.8 de volți, Phantom Power, ne -ă, care sunt necesari unui microfon uh, condenser și adaugă 28 de decibel de gain microfonului sau ajută amplificatorul. Asta ca să nu duci amplificatorul, gain-ul la maxim. Dacă îl duci la maxim, fiecare amplificator de la un anumit nivel este prea stresat și începe să scoată un sunet din ăla gen pe fundal. Pentru că este, este la la capătul lui de amplificare și este un pic chinuit să spunem dacă aș fi avut un amplificator cu 80 de decibeli de gain aș fi dat 60 de decibeli în microfon probabil că pe la 60 ar fi fost încă uh, foarte silențios amplificatorul nu s-ar fi auzit niciun zgomot de fundal și ar fi fost totul ok dar nu avem așa ceva și așa ceva costă foarte foarte mulți bani. Uh, cred că... Vorbim de la 1000 de euro în sus, poate chiar peste peste 2000, depinde de model. Echipamentele audio sunt foarte foarte scumpe. Uh, mai departe, cum spuneam, de aici uh, pleacă cablul în DBX, DBX-ul amplifică microfonul, și apoi face o procesare pe această secțiune și anume compresor, diesel, enhancer, expander gate și output. Um, cam atât. <laughs> cam atât. Adică, um, adaugă compresie în sensul că dacă vorbești prea încet, încearcă să ridice vocea sau dacă vorbești prea tare, o reduce și el acționează instant. Adică, puteți să vă uitați la led roșii, roșu roșu, vedeți? instant, absolut instant um, chestia asta ca să nu distorsioneze microfonul uh, mai departe pentru că se aude foarte urât când cineva țipă în microfon, ați văzut și voi uh, sunt acela mega distorsionat și foarte, foarte urât, în felul ăsta cu compresor, poți să țipi în microfon dacă te-ai speriat, dacă e o fază într-un joc sau mă rog, ai o reacție uh, în care țipi sau vorbești un pic mai tare nu distorsionezi. Dacă nu ai un compresor, trebuie să fii foarte atent ca tu mereu să ți menții nivelul vocii și așa mai departe. Uh, e de care elimină un pic aceste s -s -s care se aud în voce, enhancer care adaugă um, sau colorează vocea uh, pe partea de joase și pe partea de înalte și o face mai crispy, așa mai de radio, să spunem, și expander gate care te scapă de zgomotul de fundal. Cu setup-ul ăsta sunt mega nemulțumit de calitatea audio a microfonului, dar nu avem ce să facem, pentru că un amplificator bun pentru acest microfon costă foarte, foarte mulți bani, plus nu cred că am cea mai bună instalație electrică în casă, pentru că stau la bloc și instalație de 30 de ani făcută pe vremea lui domnul ceașcă și pe aluminiu subțire nu era gândită pentru ația consumatori și așa mai departe și e varză rău de tot adică tot se aude fără procesare tot se aude un fășit pe fundal oricât aș amplifica de fapt oricât de puțin aș amplifica microfonul și da, nu am cum să scap de acel fâșit pe mine, mă deranjează noroc cu expander gate-ul uh, pentru că na, te scapă de el, dar mi-aș fi dorit să fie de la început un sunet foarte curat. Cine spune că acest microfon o chestie de adăugat la setup audio, cine spune că acest microfon uh, e foarte quiet, oamenii care spun asta despre acest microfon, se referă la faptul că are nevoie de foarte multă amplificare. Altfel eu nu văd logica, pentru că foarte coet nu este acest microfon. Din contră, necesită foarte multă amplificare și foarte multă amplificare egal foarte mult zgomot de fundal, pentru că odată cu. Um, cu amplificarea, amplificare, tu ridici toate sunetele, dar ridici și noise floor iar fiecare microfon are alt noise floor, o să discutăm în alte videoclipuri despre microfoane de chestia asta. Deci, așteptați-vă la <laughs> mici, mici impedimente dacă vă faceți un setup de genul ăsta. La radio sunt V-am zis, alte amplificatoare, sunt uh, studiouri concepute special pentru chestia asta, au o instalație electrică foarte bună, au amplificatoare și scule de mii de euro și de-aia se aud microfonele astea absolut genial la ei și nu au niciun zgomot și așa mai departe. Nu sunt singurul care vorbește despre zgomot, uh, sunt mai mulți oameni, mai multe review am căutat pe net pentru că am crezut că e o problemă cu microfonul meu sau cu setup-ul meu undeva, dar nu, Asta este zgomotul de la un microfon. Uh, cu procesare pe zero este mult mai mic, dar când adaugi compresia, automat compresia ridica noi florul. Bun! Din DBX totul pleacă în mixer, în canalul 1, și din canalul 1 se duce mai departe către PC-uri. Alta chestie de menționat în setup-ul audio este acest stabilizator de tensiune pentru toate echipamentele audio, adică în acest stabilizator intră tot ce ține de audio și se bagă în priză. Mixer, amplificator de căști, DBX și cam atât că altceva nu cred că mai avem. Bun. Despre amplificatorul de căști nu am vorbit, este încă în proiect treaba cu el. Adică folos, îl folosesc, dar nu cum mi-aș dori momentan, adică mai trebuie să trag niște cabluri să aibă și Irina căști sau audă ce se întâmplă pe PC. Dacă vrea să asculte în același timp cu mine de exemplu când sunt live să audă și ea discuția și așa mai departe și probabil voi face asta când voi adăuga și al doilea microfon deși nu știu unde o să-l mai pun și pe ăla habar n-am și da aici vine main out-ul frumos și se împarte în patru canale, căștile mele sunt băgate într unul dintre canale și cam atât, mai am încă trei canale disponibile, adică încă trei perechi de căști pe care le pot baga uh, și să se audă toate ododată. Dacă dau play la muzică, după cum ați văzut, am, da, cam mult, ok, uh, se aud toate. Uh, și canalul 1 care nu prea se vede, dar e pe sub uh, piciorul trepiedului și se aud toate în același timp. Totodată poți să bagi pe canalul 3, de exemplu, dacă vrei un auxiliar și să-l auzi doar pe canalul 3, să-ți bagi muzică din telefon, să amplifici niște căști și așa mai departe poți face asta. Bun. Hai să oprim muzica și mai departe să încheiem videoul, nu? Pentru că nu am prezentat căștile. Căștile le-am tot schimbat, că am început să fac uh, review-uri la căști implicit, să testez și alte căști. Astea sunt DT770 și le folosesc de ceva timp, pe 250 de omi și sunt băgate, bineînțeles, unde am spus. Uh, mai departe, pe mixer, nu cred că în afară de ieșiri, n-am discutat ieșirile. Stați așa, ne întoarcem la mixer. Partea importantă, am ratat-o. Ieșirea stereo am păstrat-o pentru căști, adică tot ce este pe această ieșire este ce aud eu ori în căști, ori în boxe și doar pentru asta o folosesc. Apoi, pe subgrupe am uh, uh, băgat aici live-ul, adică ce înseamnă live la mine? Uh, live înseamnă tot ce se duce în live minus voce. Deci tot ce se duce, deja amestecat tot sunetul. Cu sunetul din gaming PC, sunetul din streaming PC, sunetul din uh, muzică, din linia de muzică, sunetul din Discord, sunetul din efecte, absolut tot se duce în live, mai puțin microfonul. Microfonul, după cum vedeți, se duce doar în 1 2, adică linia de aici. Fiecare buton de aici, sunt 3 selectează în ce linie să se ducă sunetul de pe canalul respectiv, iar microfonul se duce la mine în căști și în linia de microfon. Aici am făcut eu o schemă și e foarte important și sper că v-ați uitat la tot videoclipul. Am făcut o schemă când am fost la băieții de la Senia și m-am apucat eu să-mi fac setup-ul dual PC și le-am explicat ce vreau să fac. S-au uitat cruciși la mine și n-au înțeles ce vreau să fac și așa mai departe. Pentru că e, e ceva mai diferit. De obicei, e un mixer din asta când ai, uh, nu știu, 12 microfoane, 12 instrumente uh, și vrei să vrei să le mixezi între ele. Adică tu înregistrezi o melodie a unei trupe, să zic, și aici pui tobe, aici pui baș, chitară, dracu știe ce mai pui. Uh, nu n înțeles înțeles ce vreau eu să, ce am vrut eu să fac, dar mi-a reușit. Tot ce iese din uh, grupa 1 2 este microfonul, adică fiecare ieșire trebuie să ținem cont că este stereo. Are stânga și dreapta, două cabluri, cum, uh, cum sunt și cele de aici. E, ce iese din 1 2 se împarte în două, adică uh, stânga, left, se duce într-un PC Dreapta, uh, right, se duce în celălalt PC. Nu uitați că microfonul este mono. Orice microfon este mono. Dacă ar fi fost stereo, ar fi avut două capsule, două fire și ar fi intrat pe, sau mă rog, un fir dublu stereo și ar fi intrat pe un canal stereo. Probabil sau l-ai fi împărțit tu în două canale. Microfonul este mono adică se aude, de exemplu pe mixer, linia asta se aude în ambele căști egal. Și fiind balansul pe mijloc, linia din care iese el este perfect balansată, adică atât de tare se aude în stânga cât se aude și în dreapta și stânga o duc într-un PC, dreapta o duc în alt PC, microfonul fiind mono nu este o problemă, de aici iese line level, adică nivel de linie și tot setup-ul este super ok, după cum vedeți aici pe Focusrite-uri este selectat Line. Altă chestie importantă de care trebuie să țineți cont, de exemplu eu dacă apăs acum pe 48 v pe Phantom Power, nu am cum să distrug absolut nimic pentru că Phantom Power-ul când sunt mufe combo de genul ăsta la toate echipamentele pe care le am eu funcționează doar pe XLR, iar asta este cablu jack de 6,3 mm, adică jack normal mare, ca ăsta de aici. Asta este un adaptor de la jack mic la jack mare și când, când este băgat un jack nu, nu sunt puși 48 de pe el. Doar pe XLR și tocmai de asta, nu știu că se vede, o să încerc să mut monitorul un pic aici, din DBX vin cu un um, cablu tot jack. Pentru că ups, am dat cu camera. Uh, pentru că este nivel de linie, nu mai este nivel de microfon. Deci nivelul de microfon în cazul meu se oprește în DBX. De acolo pleacă uh, line out. Adică um, nivelul de linie mi se pare că trebuie să fie uh, un volt sau ceva de genul, tensiunea de semnalului sau ceva de genul ăsta, scuze dacă greșesc, nu, nu cunosc chiar atât de multe detalii tehnice, cunosc cum funcționează și cum lucrez cu ele foarte bine, dar nu cunosc chiar detalii din astea tehnice, specificații tehnice și așa mai departe, bine, ar trebui să le învăț ușor ușor că sunt niște noțiuni destul de importante, deși eu știu în mintea mea ce reprezintă, doar că e oarecum greu să le explic. Și stânga, dreapta, calculatoare, microfon în ambele, în ambele PC-uri, adică același microfon, un singur microfon și pe Discord și în joc. Asta este PC-ul de stream, cu asta, asta este PC-ul de gaming. Și cam atât, cam atât cu setup-ul. Um, Alte, alte întrebări, dacă aveți, vă rog să mi le puneți în comentarii. Un ultim quick look aici la intrări. pc de stream, două fire vin din filtre. Cablu ăsta, ambele cabluri se bifurcă la capăt, în stânga și dreapta. Bun. Uh, pardon, asta e de gaming, asta e de stream, asta e de uh, linia de muzică care vine din placa de sunet, din line-out, fiți atenți să folosiți numai intrări și ieșiri line, pentru că uh, ca să fie uh, aceeași ieșire sau intrare, ieșire și intrare uh, pe mixer cât și pe calculator, uh, să nu cumva să băgați, de exemplu, din mixer uh, microfonul să-l duceți în mic in pentru că uh, mic in este uh, la o impedanță uh, pentru un uh, microfon din câte știu și s-ar putea să audă foarte foarte aiurea nu știu dacă puteți strica ceva mă gândesc că e posibil și să strici ceva dacă tu duci uh, sunet line in care este amplificat și la un nivel ok la un nivel ideal într-o linie de microfon care se așteaptă să primească un semnal super slab de la un microfon și să-l amplifice și bla bla bla, e Nu N-am vorbit prea mult despre procesorul de efecte, dar nu prea și are rostul pentru că ăsta... Iar de aici s-a tăiat totul. Nu știu de ce, nu știu ce s-a întâmplat cu GoPro, poate că am filmat prea mult. I don't know, cardul nu s-a umplut, asta e drept, poate am rămas fără baterie, deși eu știu că am oprit filmarea cu mânuța mea. Nu știu. În fine, dar vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați urmărit acest videoclip până la capăt. În continuare spuneam despre procesorul de efecte că nu am vorbit foarte mult despre el pentru că nu vine pe toate mixerele, nu toate mixerele au un procesor de efecte, sunt unele care au un egalizator în locul acela sau care nu au nimic. Și așa mai departe, nu știu dacă am mai spus ceva după, este un video foarte lung. Uh, oricum, părțile importante au rămas, deci asta e, uh, e mega ok, pentru că altfel trebuia să filmez totul de la capăt și să fiu atent să-l fac cumva pe bucăți să nu se mai întrerupă. Uh, anyway, dacă v-a fost uh, de folos, lăsați un comentariu. Dacă aveți întrebări, lăsați un comentariu, orice altceva, lăsați un comentariu, dați un like, abonați-vă, apăsați pe clopoțel, nu uitați că aveți reducere la pisigaraj cu codul OneFlash la absolut orice comandă, vă urez o zi cât mai bună în continuare, distracție plăcută cu setup-ul vostru audio și în continuare o să facem multe alte videoclipuri despre partea asta de audio, că mie îmi place foarte mult. O zi cât mai bună, pa, pa.